Bună seara, Corina, și bine ai venit! Bine, sunt bucuroasă că te avem din nou oaspete pe canalul Rivadu. Mulțumesc pentru invitație și eu sunt foarte recunoscătoare și bucuroasă că ne revedem. Corina, care e subiectul din seara asta? Subiectul este un subiect complex și anume postul, pentru că ne aflăm în postul Paștelui și și anul ăsta, acest post al Paștelui cade în luna a patra. Aș vrea să vorbim despre post din perspectiva creștină, dar și a tarotului, adică a energiei a 4 a lunii aprilie. Pentru că energia asta se combină extrem de frumos cu energia anului. Fiind un an de 8 și o lună de 4, ele împreună fac așa ca o treaptă de la un tip de energie feminină la alt tip de energie feminină. Și în felul ăsta o să vedem cum tot universul ne ajută, ne susține să putem să obținem maximum din acest post cu o nouă perspectivă și o nouă înțelegere. Foarte interesant. Aș vrea să zic că eu particip la cursul tău online, pe Zoom, despre tarot și aș vrea să zic doar două cuvinte. Noi deja am vorbit înainte, dar fără să cunosc, eu nu cunoșteam tarotul, nu cunosc tarotul și nu știam deloc metoda ta, nu făcusem încă nimic cu tine, deși auzisem numai lucruri bune despre tine. Prietena noastră, Valentina Stoica, mi-a vorbit întotdeauna cu foarte mult entuziasm despre tine. Ar trebui să fiu pregătită la ce a urmat, dar a fost o surpriză atât de plăcută și lecțiile sunt atât de plăcute. Lăsăm la parte faptul că tu ai o voce foarte calmă și caldă, care învăluiește, și faptul că vorbești despre simboluri, despre mituri, despre culori. Pe mine m-ai făcut să văd cărțile de tarot dintr-o altă perspectivă și nu din aia vulgară, cred că care suntem obișnuiți toți, deci niște cărți ne dăm în tarot sau în cărți, eu știu. Și mă simt mult mai îmbogățită ca persoană și ca perspectivă și, așa cum ai zis tu, dezvoltă mult partea mea de artistă, partea artistică, pentru că îmi dă idei noi. Am foarte mult de învățat de la aceste lecții de tarot și acum văd cu alți ochi. Deci, practic, e ca și cum mi-ai dăruit o pereche de ochi în plus, astfel încât văd altfel lucrurile. Deci, Și este mă bucur. extraordinar. Da, foarte, foarte frumos. De altfel, și colegele am văzut în chat că și ele sunt mulțumite, le place, sunt entuziasmate de conținutul cursului, care nu e efectiv un curs de tarot, adică dacă îți cade cartea aia, înseamnă aia sau cealaltă, dar efectiv este ceva complet diferit, dintr-o altă perspectivă, mult mai amplă, mult mai creativă, aș putea spune. Așa că îți mulțumesc foarte mult. Și apropo de chestia asta, Mare pentru că drag. noi vorbim despre post, pentru cei care sunt în Iași sau care sunt în Moldova, deci pentru cei care, norocoșii care sunt în Iași, tu pe 14 a 4, deci pe 14 aprilie, acușica, acușica, susții un atelier de comunicare în care vorbești despre structura rugăciunii creștine și cum să ne rugăm ca să fim auziți. Bineînțeles, tu ai și alte activități, continui activitatea ta pe Zoom online cu lecții, cu ateliere, cu diferite ateliere, dar vom vorbi apoi despre ce anume ai organizat tu pentru luna aprilie. Acum am să tac cu mințică, cu mințică și îți dau voie să vorbești. Mă scuzați, sunt un pic răcită. Suntem răcite amândouă. Ne recompunem acum. Vroiam să vă vorbesc despre faptul că într-un an de 8, adică un an de putere și de responsabilitate, asta dacă vedem doar părțile bune a acestui 8, avem ocazia în luna a patra, adică în luna aprilie, să experimentăm acest post.
Și acest post putem să-l percepem din două perspective. Prima perspectivă ar fi cea a lui patru ca limitare. Da? Patru înseamnă cei patru pereți ai unei case, dar și cei patru pereți al unei celule, nu? În care ești închis. Și știm că deja un patru, adică o casă, la un moment dat poate să-ți devină prea mică, nu? Și un cadru bun de dezvoltare să se transforme într-un cadru limitativ în care să nu te mai simți suficient de confortabil, de liber și de independent și să simți nevoia să ieși într-un cadru mai mare, nu? Dintr-un grup mic într-un grup și mai mare. Drept urmare, acest patru poate să reprezinte o limitare. Și postul poate fi privit ca o limitare, nu? Ceea ce nu am voie să mănânc, ceea ce nu am voie să fac în perioada postului, dar lucrurile care îmi sunt interzise. Și dacă ne uităm așa din perspectiva asta, vom simți doar limitarea lui 4. Însă, 4 are și o abordare foarte constructivă și aceea că el este un cadru bun de creștere, de dezvoltare pentru oricine. Și atunci ne dă ocazia să învățăm ceva despre noi. Și dacă vom privi faptul că în loc să ne gândim că nu avem voie să mâncăm ceva anume, ne gândim la ce avem ocazia să mâncăm cu această ocazie a postului, și anume postul înseamnă hrană vie, adică acele alimente în care se găsește lumină, energia pământului și energia apei, ne dăm seama că avem ocazia acum să experimentăm o dietă de lumină, o dietă vie, o dietă cu altfel de energie, mult mai aproape de energia pământului și a vieții. Și atunci nu mai putem percepe ca pe o limitare, ci ca pe o oportunitate de a face curat în noi. Pentru că asta mai înseamnă patru, a face curățenie în tine, în afara ta, în spațiul tău în care locuiești, și a face curățenie în ideea de a simplifica lucrurile cât mai mult, de a renunța la tot ceea ce ți este în surplus sau care nu-ți mai este de folos sau care te ține pe loc, dar tot ceea ce îți creează poate dependențe. Nu, sunt o grămadă de lucruri la care putem renunța atâta vreme cât înțelegem că ele se pot transforma dintr-un cadru de dezvoltare propice într-o limitare. Super! Curățenia din Bun. primăvară! Exact, pentru că strămoșii noștri știau foarte bine cum funcționează acest ritm al cosmosului, al lumii, și aveau programate în anumite perioade, anumite tipuri de activități care te țineau în acest echilibru și în această energie curgătoare a Universului în care trăim. Drept urmare, noi spuneam să ne primenim. E un cuvânt foarte frumos, a te primeni. Poate că seamănă cumva cu primul, adică a te pune tu pe primul loc. Poate. Ar putea să fie și ăsta un sens. Și în această primenire intră și curățenia, dar intră și postul, intră și spovedania, intră și rugăciunea. Am înțeles. Deci merită să ne punem pe primul loc în viața noastră, să fim actorii principali ai propriei noastre povești, să ne facem timp pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru creșterea și pentru sufletul nostru. O altă energie pe care o are patru este aceea de a repara. Da? El este cel care construiește cu hărnicie, cu perseverență, cu determinare, și această reparare, dacă vrem, o putem folosi în primul rând în a repara relațiile noastre. Pentru că asta ne este cel mai ușor și cel mai la îndemână, folosind acele cuvinte care zidesc,
despre care noi tot am vorbit în cursurile de gramatică spirituală, acel limbaj constructiv, acele structuri gramaticale care ne ajută să ne reparăm propriile noastre structuri biologice, energetice, dar și pe ale oamenilor cu care interacționăm. Drept urmare, acele patru cuvinte magice pe care le știm, iartă-mă, te iert, mulțumesc și te iubesc, le putem spune în perioada asta mai des, pentru că este o perioadă în care ne putem împăca cu noi înșine și cu aproapele. În Biblie, în Vechiul Testament, se spune despre acel episod în care dacă te duci cu jertfa ta la altar și îți aduci aminte pe drum că ești certat cu cineva, îndemnul înțelepciunii este lasă-ți jertfa acolo, du-te și împacă-te cu părâșul tău și abia apoi adu jertfa la altar. Deci jertfa asta pe care o facem noi prin post, dacă o facem fără să fi reparat relațiile noastre, este o jertfă adusă degeaba. Drept urmare, patru, asta înseamnă construiește-ți relații temeinice, relații constructive cu aproapele tău și cea mai simplă cărămidă a acestei construcții este cuvântul. Este cărămida primordială, nu, folosită de la facerea lumii și dacă înțelegi importanța ei și puterea ei, poți să construiești niște relații extraordinare. Patru înseamnă și familia. Deci putem să reparăm și să simplificăm și să construim relații bune atât cu familia noastră vie, care încă mai este lângă noi, dar și cu tot neamul nostru adormit, cu moșii, cu strămoșii noștri, poate chiar cu părinții noștri care s-au stins. Este o perioadă bună pentru ritualuri de tot felul de iertare cu strămoșii noștri, să le aprindem o lumânare, să le spunem o rugăciune, să le dăm de pomană și să încercăm și să reușim să reparăm și să construim relații din ce în ce mai bune. Pentru că, poate că sună ciudat, dar și relațiile cu neamul nostru sunt importante. Comunicarea cu strămoșii noștri este extrem de importantă și utilă, pentru că avem, chiar dacă ei nu mai sunt lângă noi, această putere de a repara și relațiile pe linia asta maternă, paternă, care probabil că n-au fost întotdeauna strălucitoare. Așa că ăsta este patru. În tarot, 4 este asociat unei cărți foarte frumoase care se numește Stăpânul. Adică exact acea forță, acea energie care poate să ia în stăpânire. În momentul în care te-ai luat în stăpânire pe tine și știi cine ești, înțelegi cine ești, automat ești foarte prezent la tot ceea ce gândești, la tot ceea ce simți, la deciziile pe care le iei, la acțiunile pe care le faci. Și acest stăpân ne dă și nouă această putere de a ne lua în stăpânire și de a înțelege că există un ritm cosmic și ritmul ăsta cosmic, dacă îl înțelegi și îl urmezi, viața ta va fi mult mai ușoară. Exact ca atunci când te uiți pe fereastră și vezi că plouă, nu? Și iei decizia înțeleaptă de a aștepta să treacă ploaia și nu ieși în mijlocul furtunii. E drept că furtunile astea energetice ale vieții de zi cu zi sunt greu de văzut cu ochiul liber, însă dacă studiezi și afli puțină numerologie, puțin tarot, puțină, eu știu, altfel de cunoaștere spirituală, îți cam dai seama, începi să înveți și să te orientezi în marele ăsta calendar al energiilor Universului și să-ți dai seama când este cel mai bun moment pentru anumite
tipuri de activități. Perfect. Cum? Ce mai avem de aflat? Am aflat deja o grămadă de lucruri. Nu mă așteptam. Da, acest 4 spuneam că ține și de regulă. Înseamnă să respectăm regulile, să ne respectăm cuvântul dat, să ne respectăm promisiunile și să respectăm în general legea. Și această lege poate fi legea scrisă a oamenilor, legea socială, dar și legea nescrisă, aceea a bunului simț, și poate fi și legea lui Dumnezeu, nu? Și cea mai nouă, să-i spunem, lege după Noul Testament e legea trinitară a iubirii. Iubește-L pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul tău, iubește-te pe tine însuți și iubește-ți aproapele. Asta e ordinea. Și merită să fim atenți la toate legile astea, la toate promisiunile pe care le-am făcut nouă și celorlalți și să respectăm aceste legi, să fim atenți și conștienți de aceste legi. Pentru că până la urmă totul este extrem de simplu. Asta ne și spune patru ăsta. Simplifică. Simplifică tot, simplifică felul de a gândi, întoarce-te la lucrurile simple, la emoțiile simple, simplifică ceea ce simți și în felul ăsta vei ajunge mult mai aproape de esență, de esența ta, evident, și de esența lumii. Și care este esența? Esența stă în această lege trinitară a iubirii, că n-ai nevoie să știi atât de multe lucruri până la urmă pentru a fi pe placul lui Dumnezeu sau aproape de Dumnezeu. E suficient să înțelegem această lege a iubirii și atunci totul devine un patru simplu, echilibrat și armonios. Orice faci din iubire pentru Dumnezeu, pentru tine și pentru oameni, nu are cum să fie greșit. Nu are cum să fie greu. Nu are cum decât să fie în pace și în armonie cu toate legile Universului. Așa că asta ne ajută patru ăsta, să înțelegem mai ușor legea. În mod normal, patru este cel care te ajută să accepti legea, dar o faci la primul, de fapt la al doilea nivel, că primul nivel este doi, al doilea nivel de înțelegere e 4. Și respecti legea pentru că așa ai învățat. Pentru că așa ai învățat de la moșii și de la strămoșii tăi și știi că așa trebuie, sau că așa se face, sau că așa e bine, sau că așa mi-a spus mama, sau așa am văzut în familia mea și nu-ți pui prea multe întrebări. Ei, acest așa e bine, alăturat într-un an de 8 care îți dă putere și responsabilitate care vin din înțelepciune și din conștientizare, automat treci această aplicare a legii la un nou nivel, mult mai profund, cu mai multă înțelepciune. De ce? Pentru că 8-ul este, printre altele, și capacitatea omului de a iubi sau de a da din prea plinul sufletului lui. Da? Dăruirea de sine, a iubi până la dăruire de sine. Și automat n-ai ce să dai din tine dacă nu ai acolo un surplus. Nu? Nu poți să dai pace nimănui dacă la tine e război și nu poți să dai înțelepciune nimănui dacă la tine nu este și așa mai departe. Drept urmare, optul ăsta ne ajută să intrăm în profunzimea lui 4, în profunzimea acestei legi, să înțelegem mai multe și să nu mai suferim ca proasta și să suferim în sensul că să înțelegem ceva din suferința asta și să nu ne mai repetăm greșelile.
Deci e un an extrem de bun și 4 ăsta aprilie este o lună extrem de folositoare, cu multă energie, care organizează, simplifică, primenește, repară. Și atunci, dacă suntem atenți la ea, și o lăsăm să se desfășoare în structurile noastre, o simțim, o invităm, automat o să ne fie viața mult mai ușoară. E o energie feminină și 4 e feminină și 8 este o energie feminină. Și mai ales pentru noi femeile, care suntem o energie care prin structura ei primește, nu? În tarot există 4 suite. De monede, de bâte, de spade și de cupe. Aceste cupe de la final sunt asociate cu emoțiile și cu subconștientul. Iar aceste cupe sunt energia feminină care primește, nu? Căușul palmei în care îi poate să intre tot timpul ceva. Poate să fie o gazdă primitoare pentru orice alt tip de energie. Pentru că femeia poate să primească tot ce vine dinspre lume și dinspre alții, și bun și rău. Și e mare lucru să ai unde da din energia ta. Și această energie feminină a primirii pare să fie poate o energie care consumă, nu? Pentru că vine ceva din exterior și se așează în palmele tale, însă de cele mai multe ori o să vedem că lucrurile pe care le primim nu ne fac întotdeauna bine. Nu totul ne este de folos din lucrurile pe care le primim, care vin spre noi. Și noi, în tendința noastră feminină de a primi orice tip de energie vine spre noi, ne face să ajungem la un moment dat într-un preaplin, într-o saturație de energii care vin de la ceilalți, într-o oboseală, într-un stres, poate chiar într-un conflict interior la un moment dat. Și atunci, energia asta 4 ne ajută să filtrăm lucrurile care vin spre noi. Această primire să nu mai fie la întâmplare, să primesc orice vine spre mine cu mâinile întinse, gata, pregătit. Să fim puțin mai selectivi, mai selective, adică să ne protejăm sufletul, să ne protejăm emoțiile. Deci, dacă suntem conștiente de energia asta care ne ajută să creștem, automat vom fi în pas cu timpul, cu energia Universului și ne va fi mult mai ușor să trecem peste toate. Îmi place metafora cu să nu primim tot ceea ce ni se oferă sau ni se aruncă. Cuvinte, atitudini, emoții și așa mai departe. Da, Sunt din selective. păcate, noi suntem foarte generoase cu cuvintele. Avem mult mai multe cuvinte la dispoziție decât au bărbații și simțim să le folosim dacă le și avem. Și nu întotdeauna o facem cu înțelepciune. Exprimăm emoțiile negative pe care le-am adunat. Cum ne supărăm? Primul lucru este să punem mâna pe telefon și să spunem exact persoanei pe care o iubim cel mai tare care e problema noastră. Uite ce mi s-a întâmplat. Nu? Și să ne răsturnăm coșul emoțional de gunoi în brațele exact persoanei care ne iubește cel mai mult. Probabil Și pentru că atunci, ne simțim în siguranță cu ea, probabil pentru că ne simțim ascultați, sau nejudecați. nejudecați, în siguranță, ne creează un spațiu de siguranță în care ne putem exprima și probabil uneori abuzăm. Da, așa e.
Însă există și alte modalități de a scoate energia negativă din tine decât în a o pune în cuvinte și a o muta în structurile altuia. Pentru că știm, cuvintele generează emoții și emoțiile sunt contagioase, se răspândesc imediat. Emoția e wireless și instantanee și imediat se propagă între toți oamenii cu care între care trăim și automat putem să facem mult bine, dar și foarte mult rău, contagiindu-i pe ceilalți de emoțiile noastre negative. Ai o idee practică pentru cine ne ascultă, pentru doamnele și domnișoarele care, din prea plinul emoțiilor lor, câteodată dau prea mult, împărtășesc prea mult? Ah. Prima care îmi vine acum în minte este să vină la cursul de gramatică spirituală pe care îl organizăm pe 17 aprilie. Acum e un atelier online și unde avem ocazia să învățăm despre această putere a cuvintelor și mai ales a structurilor gramaticale și mai ales a felului în care e structurată limba română. Și atunci, în momentul în care vei înțelege foarte clar câtă putere și câtă energie există în cuvintele astea și ce consecințe uriașe sunt în felul în care noi asociem cuvintele, folosim anumite moduri verbale și anumite timpuri, când folosim gradele de comparație, excesul de epitete și așa mai departe, de atribute, toate lucrurile astea ne ajută să conștientizăm care este această putere a cuvintelor și să vorbim mult mai responsabil. Și în felul ăsta ne putem ține în frâu și propriile emoții și putem să ne ținem în frâu și efectul pe care cuvintele noastre îl au asupra celorlalți. Pentru că învățăm, de fapt, să nu mai comunicăm toxic, nu? Să nu mai devină cuvintele noastre ceva dăunător pentru structurile noastre, inclusiv structurile fizice și mai ales pentru cei pe care îi iubim, nu? Primii pe care cărora noi le vorbim sunt copiii noștri și avem față de ei o mare responsabilitate. Noi, prin felul în care vorbim cu ei, alegem cuvintele și structurile gramaticale, timpurile, modurile verbale anumite, îi facem pe ei mai sănătoși sau mai bolnavi. Întărim relația sau o distrugem fără să ne dăm seama. Ajungem la niște rezultate de comunicare triste și nu înțelegem cum am putut ajunge acolo, că ni se pare că totul a fost bine, că am pornit cu cele mai bune intenții, că ne iubim copiii cu toată puterea și cu toată sinceritatea și nu înțelegem cum am ajuns într-un anumit impas cu ei. Și multe dintre aceste probleme sunt cauzate de un limbaj defectuos, prin faptul că nu conștientizăm că programăm neurolingvistic mintea cuiva pentru un anumit rezultat. Așa că, cu ocazia asta, noi asta învățăm, să ne programăm neurolingvistic mintea pentru succes și pentru fericire în orice domeniu al vieții noastre. Da. Cred că noi trebuie întâi să învățăm o gramatică spirituală care se adresează nouă înșine. S-a întrerupt un pic, m-ai auzit, O Corina? secundă, da, te rog să repeți. Cred că noi trebuie să învățăm să comunicăm întâi cu noi înșine, să ne programăm noi bine, să vorbim frumos cu noi înșine și apoi să aplicăm asta și la cei dragi. Aș vrea, te întreb doar o secundă. Aș vrea să amintesc. Deci, pe 17 aprilie, pe Zoom, deci este online, Da, deci online, da. persoanele pot participa de oriunde și din Anglia, ca mine. Și atelierul va fi între orele 19 și orele 21:30, ora României. Deci, o spunem ca să știe persoanele, se pot organiza.
foarte bine pentru că nu mai sunt la serviciu, cred că mare majoritatea lor. Apoi, ai o altă activitate, o seară de rugăciune colectivă, lunea de la 20 la 21, deci o oră, Exact, în da. fiecare luni. Deci asta este această activitate, rugăciunea colectivă, este în fiecare luni sau o singură luni? Este în fiecare zi de luni, e un program anual pe care noi îl repetăm de 5 ani de acum, cred, cu persoane care participă împreună la această rugăciune colectivă. Și rugăciunile noastre sunt construite exact pentru activarea, înțelegerea și internalizarea acestor energii ale Universului care se schimbă lună de lună. Și atunci noi ne armonizăm cu ele prin rugăciunile noastre. Și timp de o oră, în fiecare luni, facem această rugăciune ghidată. Da, avem la începutul fiecărei luni o explicație, o oră explicativă în care înțelegem despre ceea ce urmează să facem, care e structura rugăciunii, de ce folosim anumite cuvinte, anumite simboluri în rugăciune, pentru că noi activăm prin vizualizarea unor anumite simboluri, a unor anumite spații sacre în care intrăm, anumite tipuri de energie de care devenim conștienți și cu care putem să ne armonizăm pe parcursul întregii luni. Și apoi luna următoare trecem la energia 5, cum vine acum luna mai, și putem să înțelegem mai mult despre cum curge energia asta firească a lumii. Și să mergem și noi așa, go with the flow, să nu mai luptăm împotriva curentului. Așa. Mucana lumanole. Da. Apoi, ai o altă activitate care este online și care cred că este în fiecare vineri, etalări de tarot, care etalări de tarot, deci această întâlnire online este de la 7:30 la 9:30 în fiecare vineri, da? Da. Tot online, deci poate participa oricine din întreaga lume. Și amintim încă o dată atelierul de comunicare la Iași, structura rugăciunii creștine, cum să ne rugăm ca să fim auziți pe 14 aprilie, de la cât la cât și unde se ține atelierul de comunicare. Atelierul de comunicare este într-o sală din Iași, duminică dimineață. Ține 3 ore jumătate, de la 10 la 1 jumate, cam așa, la 3 ore jumate, Perfect. în care, în afară de ceea ce învățăm, o să se termine și cu o rugăciune colectivă în care o să exemplificăm toate lucrurile pe care le vom studia teoretic, astfel încât oamenii să plece cu practică de acolo. Da, deci plece cu ceva practic în buzunar. Foarte bine. Exact. Așa. Te-am întrerupt. Continuă, te rog. Dacă vrei să mai adaugi ceva, dacă vrei să mai spui ceva despre energia lunii și cum să ne pregătim. Pentru aprilie este nevoie sau ar fi frumos pentru noi, ar fi bine, ar fi în armonie cu Universul dacă ține acest post. Și în ce constă postul ăsta, în afară de faptul că ne dă ocazia să mâncăm această hrană vie, ne dă ocazia să ne rugăm, odată cu postul, e foarte important să adăugăm la ea și rugăciune. Și prin post și rugăciune putem să devenim un vas curat. Asta e foarte important, pentru că în acest vas curat, în acest templu al sufletului nostru, se poate pogorî Sfântul Duh mult mai ușor, putem să primim răspunsuri la întrebările noastre importante, putem să devenim mai sensibili, mai subtili, mai intuitivi. De ce nu? Poate să ajungem chiar la clarviziune, pentru că starea asta de curățenie spirituală și fizică, mână în mână,
te fac mult mai aproape de energia Îngerului Păzitor, de energia Sfântului Duh și te apropie de Dumnezeu și până la urmă, în felul ăsta, ajungem la această, nu, un pas mai aproape de îndumnezeire. Că ăsta e scopul nostru până la urmă ca oameni. Să revenim aproape de Dumnezeu. Perfect. Foarte frumos. Mulțumim. Cu mare drag. Deci, astea au fost indicațiile, ca să recapitulăm. Deci, luna 4 este o lună în care putem repara, putem construi, putem repara relațiile noastre, putem folosi cuvintele care zidesc, ne putem împăca cu noi înșine și cu ceilalți. Cu familia putem simplifica și putem construi relații și cu cei vii, dar și cu cei morți, prin ritualuri de iertare, de rugăciune umană, lumânări aprinse. Să ne amintim că patru înseamnă să respectăm legea trinitară a iubirii și că nu este nevoie să căutăm așa de mult. Că până la urmă lucrurile sunt mai simple. Pentru că orice facem din iubire nu are cum să fie nici greu, nici dificil, Nici dar greșit. nici greșit. Da. Deci asta este. Foarte frumoasă energie. Să vedem Da. cine va pune în practică, măcar puțin, măcar primii pași, măcar primele câteva lucruri. Este în natura noastră, totuși, să ne pregătim primăvara, să facem curățenia de primăvară. Și așa cum am mai vorbit noi, dacă femeia înțelege că această curățenie de primăvară este de fapt o exorcizare a răului din casa în care ea și familia pe care o iubește trăiește, exorcizarea asta îți arată cât de puternică ești. Îți arată că Dumnezeu ție, ca femeie, ți-a dat puterea asta de a exorciza răul și nu al cuiva, nu? De la când am plecat din rai, nu? Dumnezeu i-a dat femeii această putere de a strivi cu călcâiul capul șarpelui, nu altcuiva. De femei i-a dat puterea asta. Deci în noi, în femei, există puterea de exorcizare și prin curățeniile astea pe care le facem noi, sunt și niște curățenii fizice, categoric, presupune efort fizic, dar în primul rând sunt niște curățări și curățenii emoționale, sunt niște curățenii energetice, spirituale, pentru că noi exorcizăm cu adevărat răul din toate colțurile casei noastre. Și dacă o facem conștiente de tot lucrul ăsta și de natura noastră și de puterea noastră, cu altă entuziasm o să o facem, cu altă putere, cu altă încărcătură, cu altă conștientizare și cu altă participare. Nu? Prezență de spirit a lucrurilor. Pentru că după ce exorcizezi răul, chemi și invoci toate energiile bune, nu? A îngerilor păzitori care să-ți aibă grijă de copii și de bărbat, a tuturor energiilor bune care curg în momentul respectiv prin univers și pot să învăluie casa ta și să o protejeze. Foarte frumos. Mulțumim mult, Corina. Cu mare drag. Deci, așteptăm întrebări. Cine, poate sunt ascultători sau ascultătoare care vor să ne pună întrebări. Sigur. Așa, și pe tine te găsesc pe Facebook și pe pagina ta, Butterfly Butterfly Effect Effect. este un grup de discuții, de fapt, pe teme de tarot în principal, dar de spiritualitate, de creștere personală. Nu numai pentru specialiști, acum comunitatea noastră a evoluat destul de mult, suntem de ceva ani împreună și discuțiile poate
că nu sunt foarte ușoare pentru toată lumea, însă întrebările sunt binevenite, noi răspundem oricui și ce am observat că foarte multă lume se teme de tarot, îl consideră nepotrivit practicilor spirituale, nu fac legătura între posibilitățile de creștere și, eu știu, practica asta. Însă sunt într-adevăr foarte multe prejudecăți legate de tarot care merită să fie depășite, pentru că orice lucru pe care nu-l înțelegem nu înseamnă neapărat că este rău. Dacă nu-l înțelegem încă, înseamnă că merită cercetat, merită studiat. De asta nu-i înțeleg nici pe cei care refuză, spre exemplu, ortodoxia sau creștinismul, înainte de a-l cerceta, înainte de a înțelege de ce anume sau la ce anume renunță sau ce anume resping. Nu? Din moment ce noi am ales să venim într-o anumită țară, lângă anumiți părinți, într-o anumită familie, cu siguranță am ales și un anumit drum de a ajunge la Dumnezeu, adică o anumită cale religioasă. Și atunci merită, măcar din respect pentru alegerile noastre, ale sufletului nostru dinainte de întrupare, să vedem, măi, care a fost planul meu. Poate că m-am gândit eu la ceva atunci când am ales să vin într-un spațiu creștin. Hai să văd despre ce e vorba. Și dacă consider după o cercetare minuțioasă că nu e pentru mine, da, dar măcar să-mi dau o șansă mie, că eu am făcut alegerea asta. Corect. Corect. Așa este. Corina, Așa că da, așa că nu vă mai invit pe 14 a 4-a, la Iași. la atelierul de rugăciune și pe 17 a 4-a la un atelier online de gramatică spirituală. Vă invităm cu drag. Mulțumesc, Corina, Și și eu vă mulțumesc. o zi bună tuturor! Doamne ajută!